numesc Doina Tănase, sunt originară din comuna Piatra, județul Teleorman. Sunt în București din 1970. Intrând pe internet și văzând că atâtea fete tinere lucrează IE, am zis că eu de ce să nu pot. Am lucrat în perioada liceului, multe cămăși cu sute se dau la nuntă ca dar și considerându-mă că am trecut peste faza de începătoare, să mă apuc să lucrez și eu o IE. Mentor mi-a fost nora mea, care m-a îndrumat, m-a ajutat, m-am sfătuit cu ea și m-am consultat totdeauna când am avut un impediment și m-am apucat să lucrez această IE de Teleorman. Modelul l-am luat de la Muzeul Județean Teleorman. Curg lacrimile. Este IE de patrimoniu, IE de mireasă, din 1940 ca model. Am considerat că e mai simpluță și pentru faptul că sunt începătoare, o să mă descurc. Am început-o pe 14 noiembrie, am început cu altița. M-am acomodat așa, puțin mai greuț. După aceea a urmat încrețul, care este foarte lat. Nu l-am nimerit de prima dată, a trebuit să descos. Am probat în tot ce mi-am probat eu în sfârșit și am reușit să îl realizez. Este cel mai lat încreț, cel mai lat încreț din toate iile care le-am văzut la expoziție. Am reușit să-l realizez, cu toate că noiembrie a fost o lună nourată, decembrie la fel, luni de iarnă, zile scurte, lumina puțină, cu ochelarii am avut probleme, mi-am luat o lupă, o veioză cu lupă și cu lumina și cu ele am reușit să mă descurc cât de cât. Am lucrat și a doua altiță și al doilea încreț. Pe mânici n-am râuri că ăsta a fost modelul. Am trecut după aceea la piept. Este modelul identic ca cel de la altiță cu două iesuri, coborâte în două râuri. Mânicile fără. Am lucrat numai la croșetă pe margine. După aceea ciupagul la gura ei, am considerat că mânica fiind prea largă mi s-a părut mie puțin mai incomodă, l-am aplicat și jos formând un volănaș. Găurelele care sunt lucrate pe poalele ei le-am făcut duble, că primele erau mai puține fire scoase și am considerat că sunt mai invizibile și să le mai pronunț și s-au realizat cu găurică dublă. Am lucrat 5 luni la această IE. Am terminat-o chiar în vinerea Paștelui, că era data scadență pentru intrarea în concurs. Mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat și asta e realizarea mea. Mai departe, parcă mai am în plan, cu toate că mă descurc mai greu cu vederea, să mai lucrez o IE acum pe timp de vară, cât e lumina din plin și am să o fac cu o placă dreaptă, ce n-am văzut nici într-unul din modelele care sunt expuse. Un model care l-am lucrat eu pe o cămașă cu panseluțe, mov închis și mov deschis, sub îndrumarea mamei mele. Mama mea nemaifiind, sper să reușesc și să-mi ajute Dumnezeu să o fac.